cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mor. Bună dimineața, oameni buni! Din nou la cafea, din nou cu o emisiune care promite, cel puțin din punctul de vedere al invitațiilor și a situației în care se află fiecare dintre ei. Dar, înainte, să spunem că seara zilei de ieri a fost una specială pentru cei care iubesc sportul românesc. A venit decizia de la TAS, nu de la agenția TAS de știri, aia e altă agenție, ci de la cei care se ocupă cu Tribunalul Sportiv, ultima instanță. Simona Halep, practic, a fost declarată aproape nevinovată, i-au scăzut expulzarea din tenis, că tot mă gândesc la expulzări politice, de la 4 ani la 9 luni de zile, și asta înseamnă că a pierdut un an în care a stat degeaba, cu foarte mulți bani, cu foarte multă influență asupra imaginii domniei sale, dar acum ar putea să reînceapă la 32 de ani, să revină măcar la un nivel cât de cât în tenisul mondial. Este o mare îndreptate care i s-a făcut, o nedreptate care nu se întâmpla dacă s-ar fi născut, să spunem, în Detroit sau în altă zonă a Americii, de unde pleacă surori foarte bune la tenis, dar și care arătau precum luptătorii de MMA sau, mă rog, ce ori mai fi prin zonă. Lăsând asta la o parte, acest subiect la o parte, ne întoarcem la ale noastre probleme. Astăzi am vrut neapărat să am în emisiune două persoane, două personaje politice, care se află într-o situație aparent asemănătoare. Este vorba de cei doi viceprimari ai municipiului Piatra Neamț, pe care îi salut acum în emisiune, domnul Marius Sirimia, care este mai vechi pe funcție, ca să spun așa, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Și alături de dânsu, vedeți că ne-au împărțit în sertăraș aici, la emisiune, domnul Eduard Minuț. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Am vrut să fiți împreună aici în emisiunea asta, pentru că, într-un fel, destinul a dus împreună în aceeași zi, deci când a fost joi sau vineri, vineri, în aceeași zi, ambii amândoi, să spunem așa, ați aflat din câte un comunicat. Câte un mărțișor. Ați primit un mărțișor, cum că partidul nu mai vrea să știe de dumneavoastră, în diferite modalități. Domnul Minuț din partea PSD-ului, domnul Irimia din partea USR-ului. USR, nu mai e plus, nu? Forța Dreptei, nici nu mai știu acum cum e pe acolo. Situațiile, am spus că par asemănătoare, dar ele sunt cumva particularizate. Nici nu știu cu cine să încep. Dar începem cu domnul Minuț, pentru că el este, ca să spunem așa, factor coagulant într-o parte și altfel în cealaltă parte. Deci, domnul Minuț, consilier local pe lista PSD-ului, la al doilea vot, nu? Parcă la a doua ședință sau nu mai știu, așa, ați votat pentru deliberarea din funcție a domnului Lehăduș, contra dorinței partidului sau, nu știu, asta mi-a explicat dumneavoastră. După care a urmat imediat, alături de doamnă, împreună, sau mă rog, fiecare dintre dumneavoastră o să ne explicați, Florentina Luca Moise, că și dânsa e în aceeași situație și în același comunicat. Deci, haideți să vedem ce s-a întâmplat. Deci, după cum bine știți, au fost aceste ședințe convocate extraordinare în prima fază, după care a fost și a doua ședință extraordinară pentru retragerea domnului viceprimar Lehăduș. Și după cum bine știți, a fost această decizie
a noastră, a consilierilor locali PSD, să votăm în deplinătatea conștiinței noastre, să avem votul acordat pentru a-l demite pe domnul Lehăduș din foarte multe motive, pe care probabil o să le explicăm în perioada următoare. Deci, practic, haideți ca să înțelegem așa. Eu știu, din ce mi-aduc eu aminte, că la prima încercare de vot, dumneavoastră, celor de la PSD, li s-a spus, veniți la sediul partidului și votați de aici. Da, a fost un comunicat pe un grup intern să ne vedem la o anumită oră înainte de ședință și să discutăm despre situația din Consiliul Local, cum o să votăm. Bun. Nu cred că ne impunea cineva cum să votăm, pentru că știți bine, Consiliul Local au depus jurământ, ei... Bun, acum, eu știu, domnul Miroț, eu, hai să spunem așa, pot să înțeleg și ce este în spatele cuvintelor. Este clar că cineva a dorit să aibă controlul asupra acestui vot, neavând încredere, neavând încredere că decizia pe care o luase partidul de a-l sprijini să rămână pe funcție pe domnul Lehăduș, va fi una în consonanță cu atitudinea consilierilor locali. Deci, aici nu putem, aici asta a fost situația. Eu, ca să fiu sincer, vă spun că nu am primit această decizie sau... A, nu v-a spus nimeni direct. Nu v-a spus nimeni, trebuie să-l susțineți pe domnul Lehăduș. A fost, probabil, urma să ni se spună în acea întâlnire și... Am înțeles. Bun, a început ședința. Dumneavoastră și cu doamna Moise, ați fost, doamna inspector general, ați fost cu prezență fizică în ședință. S-a spus, ceilalți de la PSD trebuiau să stea în prezență online. Ați luat această decizie. Puteți să explicați de ce dumneavoastră cu doamna Moise ați venit în această ședință și ați luat decizia de a nu sprijini pe Lehăduș? Decizia doamnei inspector general Fentina Moise... Nu, o să vorbim cu ea. Decizia mea a fost de a participa la această ședință pentru că sunt consilier local, aveam această obligație, să avem obligația de a participa la ședințele Consiliului Local. Iar strict referitor de la decizia de a vota demiterea domnului Lehăduș, poate fi explicată în multe cuvinte. Eu, dacă mi-aduc bine aminte, domnul Lehăduș ar fi trebuit să mulțumească pentru tot acest mandat, pentru că a fost votat. Pot să parafrazez eu? Dacă Minuț nu jura, Lehăduș nu era. Este adevărat, da. Atunci, la vremea respectivă, dacă dumneavoastră nu depuneați jurământul înainte de înainte de votul pentru alegerea viceprimarului, nu se putea vota. Acum, eu dacă aș fi fost cine Arsene era atunci, nu era Arpa. Poate atunci dădeam un comunicat împotriva lui. Să știți că nici atunci n-a fost acest comunicat. Au fost ceva discuții să nu participăm, să nu luăm parte, doar că eu la acel moment probabil a fost prima mea decizie ca și om politic asumată să intru, să particip la vot și să depun jurământul. Nu la vot, să-mi depun jurământul. Deci, dacă dumneavoastră îmi depunea jurământul, nu se putea exact ține atunci, în momentul acela, ședința pentru... Nu se putea vota proiectul cu Lehăduș. Este adevărat. Revenind. Înțelegând, pentru că în perioada următoare se putea oricum ajunge la decizia de a numi viceprimarii. Nu se putea prelunge la infinit. Absolut, dar atunci, în momentul ăla, nu se putea, dacă dumneavoastră... În momentul acela, da. Și acum, în ședința de vineri, am decis să-i acordăm acest vot negativ domnului viceprimar Lehăduș pentru întreaga activitate din poziția de viceprimar. Pentru că, după cum bine știți, nu se ocupa de nimic, de mai nimic. Și, ba din contră, mai și punea piedici. Acum, eu, dacă aș fi fost consilier PSD, eu aș fi spus așa. Dom'le, eu nu știu cu ce s-a ocupat domnule Hăduș sau nu s-a ocupat domnule Hăduș, dar eu nu-l votez, pentru că, timp de 3 ani și ceva, votul domniei sale a fost votul care a decis, exact,
întotdeauna în Consiliu, inclusiv inițiativele care veneau dinspre PSD. Adică hai să nu ne mai ascundem după... Toate proiectele inițiate de noi, consilierii locali PSD, au stat într-un vot al viceprimarului Alin Lehăduș. Deci el s-a, dumnealui, s-a poziționat contrar cu proiectelor Partidului Social Democrat pe toată această perioadă. El a votat împotriva proiectelor PSD. Am avut discuții cu dumnealui și a spus că nu poate să susțină proiectele PSD, că nu se simte un PSDist. Bine, acum dacă poziția dumnealui mai nou e de PSD-ist. Foarte bine. În Partidul Social Democrat sunt bineveniți toți cei care își doresc. Nu este o problemă, doar că venirea dumnealui a creat într-adevăr o rumoare în partid, anumite discuții între colegi și probabil în perioada de următoare se vor lămuri lucrurile. Bun. Deci, din punctul ăsta de vedere ne-am lămurit. O să revenim, că avem ce discuta. Domnul Irinia, în emisiune aici, la mine, pe locul unde stau eu acum, stătea domnul Iulian Blai, eu stăteam unde stați dumneavoastră, și când l-am întrebat ce va fi cu partidul, cum va fi, cine va candida, a spus că el merge în continuare alături de, și-a dat mai multe nume, nu știu câte dintre ele vor rămâne pe postura de candidați, dar v-a amintit și pe dumneavoastră, la Piatra Neamț, Marius Sirimia. Ce s-a întâmplat, domnule? Nu știu, asta cred că o să vă poate explica domnul Iulian Blai ce s-a întâmplat și ce s-a schimbat. Ați primit ordin să nu-l, să-l susțineți pe Lehăduș? Am avut niște discuții, dar la mine treaba este mult mai simplă și mult mai, să zic eu, administrativă. Eu fiind viceprimar cu vechime, cu anumite proiecte începute, cu proiecte viitoare care sunt în pași, în primii pași, în pașii, să zic eu, de facere și urmează să fie implementate, am numărat foarte bine voturile și am văzut că primarul și noi nu avem majoritate. Pentru că, așa cum spunea și domnul viceprimar, Eduard Minuț, domnul Alin Lehăduș, cu ceva vreme în urmă, și-a ales un alt drum politic, o altă carieră politică și voturile lui nu mai susțineau majoritatea care a fost de la bun început. Iar e foarte simplu, ca să poți să faci administrație și să poți să faci performanță, îți trebuie și eu un echilibru și o majoritate stabilă în Consiliul Local. Pentru că dacă în Consiliul Local nu există înțelegere, nu există, nu știu, punerea pe masă și la masă a formațiunilor politice și de a se ajunge la un consens și de a vedea direcția de dezvoltare a orașului și de a susține această direcție, lucrurile se împotmolesc și primii și singurii care au de suferit sunt pietrenii care se implică unii din ei în politică, dar foarte mulți nu au timp, nu au timpul necesar și nu au nici răbdarea necesară să înțeleagă ce se întâmplă în politică și în administrație. De asta, la mine, votul a fost oarecum, să zic eu, asumat, chiar dacă din partid mi s-a spus să nu votez pentru că nu ne băgăm. Am zis, ok, nu ne băgăm în ce căsă? Stați un pic, n-am înțeles, cum nu ne băgăm? Nu ne băgăm în jocul între PNL și PSD, așa mi s-a spus. Să nu ne băgăm între această luptă. Și am zis, băi, eu nu văd nicio luptă, nu văd decât o singură luptă, că se scot săbile și acum în preajma alegerilor, pentru că știți foarte bine, asta au venit așa odată comasat cu alegerile comasate. A venit imediat complementar. Toate lucrurile astea, pe multe formațiuni politice le-a luat prin surprindere sau... Li s-au tăiat așa 3 luni de zile dintr-un anumit concediu și s-au trezit în fața faptului împlinit că nu trebuie să mai stea pe la cotloane și să iasă pe sticlă, să zic așa, și în viața publică să arate că ceva se întâmplă. Nu e chiar așa, administrația se face cu seriozitate, se face cu responsabilitate și nu se face doar cu scopul de a... găsi un motiv în care să mai scriem și noi ceva pe Facebook. Nu, administrația este realitate. Imaginea care e pe ecran acum ar trebui să punem la titlul emisiunii La umbra lui Lehăduș. Da, La umbra lui Lehăduș, nu știu, dar eu nu mă încadrez la umbra lui Lehăduș. Eu pentru că mai puțin. Pentru că sau sub semnul Lehăduș. Știți foarte bine că
domnul Alin Lehăduș a avut perioade din această experiență administrativă în care n-a avut atribuții, nu prea a avut ce să facă. Nu știu dacă este sau nu vina lui, nu mă bag, nu las pe dumnealui dacă vreodată e o altă să nu uităm, poveste. Clar. Să nu uităm și momentul în care, și aici eu nu pot să uit anumite lucruri, adică se întâmplă când ați fost suspendat amândoi, din funcție. Am fost împreună, amândoi. Noi împreună am plecat la și drum. Și dacă nu mă înșel eu, suspendarea asta a plecat de la o acțiune a grupului consilierilor PSD. Da, de la acel moment. La acel moment. Eu am învățat că în politică nu trebuie să ai orgolii și nici mândrie, pentru că oamenii orgolioși distrug, sunt distructivi pentru administrație și pentru politică. Eu sunt un om așa care vorbește mai puțin, sper, am eu părerea despre mine că gândesc mai mult și înainte de a lua o decizie stau foarte bine și o cântăresc. Eu vă spun sincer că până vineri la ora 11 eu nu eram încă hotărât cum să votez, vă spun sincer, dar la 11 jumate, cu jumătate de oră înainte de ședință, după multe telefoane, vă pot spune că vineri de dimineață până cu 3 minute înainte de ședință am vorbit doar la telefon și în mare parte cu colegii mei din partid care tot îmi spuneau că e așa, că nu așa, că să vedem, să facem săptămâna viitoare o altă extraordinară, să mai vorbim în partid și le-am spus, băi oameni buni, administrația se face, nu că hai să o mai amânăm, nu putem să o amânăm, trebuie să iei decizii uneori chiar rapid. Ce telefoane ați primit? De la cine ați primit? De la colegii mei din partid. De la, stați un pic, că una este sune... Nu, colegii mei zonal, nu nimeni de la București. Nu, să vă sune... Un coleg din partid care este simplu membru înscris. Nu, vorbim despre oameni, cu funcție de conducere cineva în biroul județean. Conducere. Nu, cu funcție de conducere în biroul județean, așa cum și eu sunt. Eu sunt vicepreședinte în biroul județean. Păi de asta mai sunteți încă în USR. Încă sunt în USR. Dacă nu erați vicepreședinte, erați... Și viceprimar, pentru că în statutul nostru colegii care au funcție administrativă, demnitarii, sunt judecați în ghilimele de către Biroul Național. Biroul Județean doar propune o anumită, nu știu, excludere sau ce sancțiune. Dar Biroul Național trebuie să judece. La dumneavoastră este propunerea de excludere. N-am văzut nimic. Doar comunicate. Dar știți, cum oamenii politicieni au memoria uneori scurtă și în politică se poate comunica orice. Am văzut oameni care, și dumneavoastră, cum a spus la început, cu câteva zile înainte, domnul Iulian Bulaia a venit și a spus că Marius Irimia este candidatul nostru la primăria Piatra Neamț. Iar vine... Nu, a spus vom merge cu Marius. N-a spus că este candidat. Vom merge vom cu merge. Marius. Am înțeles. Da, tot nu se știe dacă la alegeri. Unde sau... să mergem? Da. Atunci, bănuiesc că vorbeam despre candidatură la politică, la primărie, din partea USR-ului sau din partea Forțele Alianței Dreapta Unită. Dar, între timp, în urma unor negocieri, lucrurile au început... Așa cum sunt în negocieri, lucrurile au început să o ia pe un alt făgaș, care din punctul meu de vedere putea fi redresat sau putea fi readus pe linie dreaptă sub altă formă, dar asta doar domnul Iulian Bulai știe ce și cum să facă, pentru că el este președinte și din câte văd eu, acea democrație pe care eu, tot timpul vine el și o flutură în fața tuturor că există democrație, uneori există democrație doar dacă îți convine ție ca președinte, dacă nu aplici altfel, o altă metodă mai puțin democratică decât crede dumneavoastră. O să mai discutăm despre asta. Acum o întrebare directă, nu vă supărați. A, pe dumneavoastră vă sun, tare și vreau să văd telefonul dumneavoastră în timpul ședințelor și în perioada de pauză. Era roșu. Da. Și telefonul era roșu, domnule. Deci și telefonul era roșu. Și îmi cer scuze față de acei colegi că nu am putut să răspund la telefon din mai multe motive. Era... Eram în discuții. Care era sensul? Erau întrebări sau răs... erau presiuni? Nu, întrebări. După aia probabil... am după aceea. Da, probabil întrebări. Felicitări, probabil. Au venit și felicitări ulterior, să știți. Au... Nu, eu mă interesează dacă ați primit vreun mesaj de la vârf. Bă, nu vota. Nu am primit niciun mesaj, au fost telefoane, v-am spus, acum nu știu dacă erau pentru a mă felicita sau pentru a lua pulsul. Pune sau da. A vă lua pulsul. Nu am avut. Bun. Nici... Acum urmează întrebarea. Vă rog. Ce ați negociat? Înainte, în timpul perioadei, ați negociat, ați discutat, pentru că multă lume spune așa:
Domnul Minuț este viceprimar acum pentru că s-a negociat, nu. S-a discutat, sau da. Chestia asta a venit după ședința a doua imediat. Au fost discuții, într-adevăr, și aici pot să afirm că a fost un dialog permanent între aceste, în toate formațiunile politice care au fost implicate. A fost un dialog, au fost discuții, dar nu cred că pot fi numite negocieri. Au fost discuții pentru că este normal că... Din punctul dumneavoastră a fost dialog, din punctul meu de vedere, care nu sunt implicat, pot să le spun că au fost negocieri. Că dacă eu mă duc și stau de vorbă cu domnul Carabelea, cu domnul Harbuz, cu domnul cine mai e pe acolo, nu mai știu. Așa, vine și domnul Irimia, vine și domnul, spuneți dumneavoastră, consilierul dumneavoastră, Asandei. Vine și domnul Asandei și stăm și zice, băi, facem așa, așa, așa. Eu pot să consider din afară că a fost o negociere, poate cuvântul e dur. Da. E adevărat, eu cu o oră înainte de ședință nu știam că voi fi propus viceprimar. Dacă mă credeți acum, pe cuvânt. Cine v-a propus, că n-am fost atent, doamna Moise? Doamna Florentina Luca Moise, da. Da. Bun, eu nu cred, acum am și eu un pic de experiență, zic că nu cred că vă putea propune ceilalți să nu propună nimic și să vă voteze tot. Adică bănuiesc că ați avut o discuție. Exact, în urma acelui dialog, înainte de ședință, am stabilit că va avea loc o propunere. Și acum întrebarea mea, de ce dumneavoastră și nu doamna Moise? Pentru că doamna Moise ocupă funcția de inspector general la inspectoratul școlar. Încă. Și nu cred că putea să dețină două funcții sau să renunțe la inspectorat. Am înțeles. Și atunci am fost probabil varianta cea mai bună. Dumneavoastră, ce ați negociat? Eu nu am negociat nimic, și cu toate că la baza politicii adevărate sunt negocierile. Asta e dintotdeauna. Asta este diplomație și negocieri. Eu nu am negociat nimic. Eu merg doar... Singurele lucruri pe care le-am negociat eu în acești 3 ani de administrație au fost proiecte. Știți foarte bine, mă uit în ochii dumneavoastră și vă întreb dacă vreun membru USR a ocupat vreo funcție politică, căpătată în urma politicii. Noi nu avem membri în CEA, noi nu avem directori puși, noi nu negociem, sau cel puțin eu, nu, la nivel de Piatra Neamț, nu am negociat și nu voi negocia niciodată altceva decât proiecte. Știți foarte bine că sunt un om cu proiecte și asta negociez. Și voi negocia pentru ele și dacă e cazul, voi face și sacrificii pentru proiectele pe care le-am inițiat eu sau de care mă voi ocupa eu. Pentru că politica este negociere, dar administrația este pentru oameni și pentru pietreni. Iar proiectele sunt pentru cei din Piatra Neamț. Asta am negociat, proiecte. Ați atacat hotărârea PSD-ului? Am atacat hotărârea PSD-ului, doar că așteptăm și comunicatul oficial din partea colegilor. Ei au comunicat, lor au comunicat doar pe mediul online. Comunicat de presă, da. Comunicat de presă. Noi o să așteptăm și oficial, n-am primit încă nicio hârtie oficială, deci nu știu acum să vă spun. Da, dacă primiți hârtia oficială, veți ataca. Siguranță. Chiar dacă între timp ați apărut într-un comunicat al Partidului Național Liberal ca fiind cumva alături. A semnat vreo adeziune? Nu am semnat în acest moment nicio adeziune, pentru că nu este ușor să te rupi de un partid de colegi care chiar am ținut foarte mult la această echipă și ne-am implicat și am muncit alături de colegii mei. Deci, teoretic, tot așa din afară, eu pot să vă numesc Eduard Minuț, viceprimar al municipiului Piatra Neamț, a ales pe lista de consiliere a PSD. Pun o virgulă, deci viceprimar PSD. Da, acum dumneavoastră puteți spune acest lucru. Eu, în urma comunicatelor din mediul online, nu cred că mai pot spune că sunt în continuare... Păi n-ați primit oficial nimic. N-am primit oficial, doar că și comunicatele sunt cât se pare oficial. Eu din momentul... Eu aseară am avut așa o revelație. Când a căzut... cum se cheamă acum, Meta, Beta, Teta, așa, așa vreo o oră și ceva, două, zic, Doamne, ce o să se facă de acum șefii noștri de partide și de instituții că vor trebui să revină la comunicări clasice. Nu mai pot să pună pe cineva să le scrie un comunicat pe Facebook. E, asta ar fi fost
cea mai tare, Doamne, poate ajung să îi văd cum fac comunicate clasice. Dumneavoastră încă nu sunteți exclus, dar aveți toate șansele să vă încadrați pe o... Cred că am toate șansele să rămân în USR, pentru că eu chiar îmi doresc să continui, nu știu, politic în interiorul USR-ului. Am întâlnit oameni super, super, super mișto în acest partid. Sunt oameni cu care pot să spun că am creat chiar și relații apropiate, chiar de prietenie, pot spune. Iar este o vorbă din bătrân, nu mor cai când vor câini, vă spun în față. Și n-am nicio problemă. Eu vreau să rămân în USR. Eu vreau să construiesc un USR. Nu plec la alt partid. Mi s-a pus această etichetă de foarte mult timp, inclusiv de către președintele Iulian Bulai. Că plec, că plec, plec. Le-am spus foarte frumos și foarte corect și foarte cinstit. Că eu sunt om foarte serios. Le-am spus, nu plec nicăieri. Într-adevăr, am avut discuții, că așa este. În politică ai discuții. Nu poți să te închizi într-o cameră și să spui, domnule, nu discut cu nimeni, nu vorbesc cu nimeni. Ai discuții, dar trebuie să fii consecvent pe ceea ce îți dorești tu și care este, nu știu, drumul tău politic în viață. Iar drumul meu politic în viață este în USR. Atâta timp cât USR-ul, bineînțeles, mă dorește în el și le spun și acum ce le-am mai spus de atâtea ori. Împreună suntem mai puternici. Toți ceilalți încearcă să ne dezbine. Asta este politica. Pe lângă politică, pe lângă negocieri, pe lângă diplomație, este și această dezbinare. Că nu degeaba această vorbă a rămas că dezbină și cucerește. Așa este. Te ia la bucată și încearcă să te despartă. Este o metodă care funcționează, va funcționa, a funcționat și în trecut, dar eu, să zic așa, sunt puțin mai încăpățânat. Știți foarte bine că eu sunt încăpățânat și mă încăpățânez în continuare să rămân în USR. Chiar dacă unii dintre colegi crede că am greșit cu ceva. Nu am greșit cu nimic, vă spun sincer. Și eu sunt un om care sunt foarte atent cu ceea ce fac eu și foarte autoironic, așa, mă cert foarte mult eu cu mine însumi. Și aici chiar nu, chiar am pus vineri noaptea, într-adevăr am adormit foarte des, era 4-5 dimineața când am adormit, am stat și am făcut o revistă, așa, o recapitulare a ceea ce s-a întâmplat și am ajuns la concluzia că nu am greșit, nici în fața partidului și nici în fața colegilor din administrație, din Consiliul Local, în fața... Acum eu nu pot să... Trebuie să vă întreb. Sigur. Ceva. Ați spus că politica este seriozitate, așa, așa, așa. Din punctul meu de vedere, așa este. Din punctul meu de vedere. Eu încă am rămas marcat de ședința de Consiliu Local în care erați la volan. Da, așa este. Deci, apropo de... Eu, și acum o spun și nu mă feresc, nu înțeleg această măgărie, tâmpenie, prostie. Idioțenie, lipsă de respect față de instituția care se cheamă Consiliul Județean, Municipiul Piatra Neamț, la legători cu ședințele online, mai ales că și la ultima ședință convocată fizic, îmi spune doamna secretar, dom'le, dar nu poți să-i oblig să nu intre online. Dom'le, stați un pic. Stați un pic. Este lipsă de respect. Și eu pot să înțeleg că nu se făceau fizic, că era probleme cu majoritatea. Ca să nu ne mai ascundem după degete și după mătură. Dar totuși sunt momente în care prezența online înseamnă că nu poți vota. Adică ai un vot pe persoană și nu poți vota. Deci cum adică tu participi la ședință, iei bani pentru ea și tu nu poți vota votul pentru persoană? Cum a fost și în cazul ăsta? Păi ești sau nu ești? Scuzați-mă, dar e cam bancul ăla. Participă, dar nu pătrunde. Așa este. Și să ai poziția aia a organului respectiv, parcă nu e corectă. Pe o parte aveți dreptate, dar sunt momente în care, fiind 23 de consilieri, vă dați seama că, și fiind și foarte multe extraordinare în acest mandat. O dată pe lună, la ședința ordinară, nu trebuie să existe. Cine lipsește, lipsește. Eu vă spun sincer, în 3 ani de zile de mandat, am intrat online și în ambele dăți eram în concediu, dar am intrat online. În rest, celelalte ședințe au fost cu prezență fizică, pentru că, așa cum spuneți dumneavoastră, trebuie să poți să-ți exerciți votul asupra tuturor proiectelor care sunt pe ordinea de zi. Aveți dreptate, domnul Bălănescu, așa este. În situația cu ședințele online pot fi cazuri speciale.
în momentul când ești și codul administrativ chiar specifică, poți fi și poți intra și poți participa la ședințele online doar în anumite cazuri speciale, nu doar nu tot timpul, nu când ai tu chef. Adică la ședința asta nu vin la aia, vin la aia, nu vreau exact. Eu să votez, să-l dau jos pe Minuț de pe funcția de viceprimar ședințele... sau pe Irimia. Și atunci mă duc în online și spun, bă, uite, vezi, eu am fost alături de tine, chiar dacă da, banii mi iau pe ședință. Nu contează că-s puțin. Contează că... Bun. Mergem mai departe. Să vedem. Planuri de viitor. Administrative și politice. Începem cu domnul Minuț, că e nou în administrație, în administrație pe funcție de conducere. Eu, după cum v-am mai spus, am ales această... am acceptat această numire pentru că în tot acest mandat am avut proiecte, am avut idei pe care nu am reușit să le ducem la bun sfârșit. Am hotărât să mă alătur conducerii primăriei Piatra Neamț, pentru că în tot mandatul am avut anumite poziții față de primarul Andrei Carabelea, nu întotdeauna aceleași... N-am avut aceleași idei comune, le-am criticat de multe ori, doar că de foarte multe ori Andrei Carabelea, primarul Andrei Carabelea, a avut mereu răspuns și un răspuns care i-a favorizat poziția la toate întrebările noastre și ale mele personale. Sunt foarte multe proiecte în desfășurare în acest moment în municipiul Piatra Neamț. Trebuie să terminate, bune, rele, cum sunt, au fost moștenite, știm bine, au fost creionate de fosta conducere. Dacă e să discutăm despre reproșuri, probabil vom avea timp în perioada următoare să discutăm și despre aceste proiecte, dar ele au început, sunt cu fonduri europene, trebuie să terminate și am decis să mă alătur conducerii primăriei Piatra Neamț, să mă implic mai mult, să ducem la bun sfârșit aceste proiecte. Sper să se termine până în luna mai, iunie, acest culoar de mobilitate care a pus atât de multe probleme și a fost acest deranj în rândul cetățenilor. Mașinile, într-adevăr, suferă foarte mult pentru că e normal să se creeze acest disconfort, dar până la urmă proiectele vor fi terminate, orașul va arăta bine, varianta arată destul de bine, zic eu, asfaltul e nou, se circulă, zic eu, în condiții optime, acum, bune. Problema este coridorul principal. Coridorul de mobilitate, exact. Acolo este problema și eu vă spun că am încercat să am toată înțelegerea față de acest aspect, dar ieri chiar am spus, doamne, ajunge. Deci nu se poate să ai două locuri în oraș în care să nu se intervină măcar cu o lopată de pietriș ca să se poată circula mai bine. Și asta este treaba dumneavoastră, viceprimarilor. În București s-a ajuns, până într-acolo, încât poliția rutieră a ajuns să-și facă treaba. Da, vă spun eu, poliția rutieră a ajuns să-și facă treaba în București. Să se ducă, să se ducă la ăla care se ocupă de rând. Bă, băiatul, înțeleg că e șantier. Dar aici, unde ai terminat, pune mă să poată să circule. Adică nu se poate așa. Eu înțeleg că se lucrează, înțeleg că se face. Dar totuși, un pic de respect. Dacă nu, domne, asumă-ți. Am închis circulația de la intrarea spre fermelor, da, de la până la spital sau până la intrarea spre Leonid, cum se cheamă, strada, nici nu mai știu. Dar pe acolo trec în fiecare zi. La Sirom sau unde? La Sirom sau mai în față. Acolo rezolv problema aia, mi-asum o treabă și o termin. Îi dau front de lucru, nu se mai poate, adică s-a ajuns încât vine unul noaptea și coboară dealul de la Chimiei și nu știe că acolo are pistă de off-road și se duce cu mașina în bot. Adică trebuie cumva, scuzați-mă, asta este o chestie de gospodărire. Așa nu este, mai este da. O chestie de, vezi, doamne, coridor, că s-a dus pământul. Nu! Acolo e o chestie de bun gospodar. Au încolo de treabă, că era zi mai urât decât atâta, dar chiar sunt două luni de zile de când acolo nu se intervine. Efectiv. Sunt probleme și ca să
rezum așa pe scurt, cum arată o parte din oraș reflectă foarte mult calitatea constructorilor. Nu vreau acum să spuneți că o să încerc să dau vina pe constructor, dar din punctul meu de vedere aici este cea mai mare problemă. Pentru că constructorul nu are, nu știu, echipa necesară, nu are puterea necesară sau nu a gândit sau nu și-a imaginat magnitudinea acestui proiect și s-a trezit că a licitat un proiect de care nu se poate sau nu poate să se ocupe 100% sau așa cum ar trebui. Pentru că eu am stat foarte mult pe coridorul ăsta de mobilitate și m-am implicat foarte mult și am văzut unde sunt problemele. Chiar eu chiar fac teren, chiar îmi place, știți foarte bine, eu sunt o persoană mai activă, nu prea îmi place să stau pe scaun și în birouri, mai mult îmi place să stau în, nu știu, pe teren, că așa sunt eu. Și am văzut uneori, nu știu, neputința. Chiar am văzut neputința constructorului de a lua cele mai bune decizii și de a face lucrurile gospodărește, pentru că nu poți să vii să stai tot timpul la spatele lor să le spuni fă acolo, fă așa, fă așa, fă așa, pentru că ei au oameni, au dirigenți de șantier, au manageri de proiect, au oameni care sunt mult mai bine specializat, mult mai bine informat și mult mai bine pregătiți decât mine. Domnilor, de acord cu dumneavoastră, dar ai o lucrare la apă. Nu poți să-i spune moldocorului că moldocorul a băgat țeava, fuge pământul pe chimie, a fugit. E a clar fuge pământul pentru că a fost foarte mult infiltrată de la țeava veche. Deci nu poți să-i spun lui că bă, n-ai pus țeava cum trebuie. Dar pot să mă întreb dacă proiectul acela care a fost făcut practic decupat dintr-un proiect vechi de la Apa Serv și da. Era cel mai bun? Era cel mai bun la momentul ăla pe care l-a avea. Așa este, pentru că administrația se face problema cu viteză și trebuie să iei decizii repede. Am înțeles că... și asta. Ok, se face. Păi, acolo e țeava. De ce pe partea aia la altă nu pot să circul? De ce pe partea aia la altă nu pot să circul? Da, nu, pe partea cealaltă ați văzut. Că pentru că pe tronsonul între spital și unul mai până la Rompetrol sau până la chimie, pe partea dreaptă cu murci, este turnat asfaltul, dar sunt într-adevăr la Asirom, sunt trei locuri în care sunt branșamentele. Sunt acele branșamente, sunt acele cămine care trebuiau făcute din timp. De asta vă spun că uneori neputința constructorului se vede, pentru că el trebuia făcute în paralel sau înainte. Să ai căminele făcute, numai să vii cu vanele, să verifici presiunea, să branșezi acele 3-4 branșamente care erau de pe Traian și apoi să vii cu asfalt. Dar nu s-a respectat discuții, pentru că au fost discuții la care am făcut și eu parte și una se discuta lunea în ședința săptămânală și alta se întâmpla pe teren, pentru că nu este corect și eu vă spun sincer și mi-asum ceea ce spun. Am fost mințiți, cel puțin eu am fost mințiți de câteva ori de către constructor, pentru că am vorbit cu constructorul cum aș veni astăzi la dumneavoastră emisiune și eu întreb constructor, domnule, când termin culoarul, când termin podul, când termin, nu știu, orice lucrare de amploare din oraș? Domnule, în 2 luni jumate, într-o lună, într-o săptămână termin. Eu vin, de bună credință, vin și vă spun dumneavoastră și celor care nu urmăresc, că în perioada aia se termină. Și îmi dau seama că, de fapt, nu așa s-a întâmplat și nu așa a fost. Și vă întreb dumneavoastră, m-a mințit sau nu m-a mințit acel constructor? Dacă m-a mințit, de ce nu-și asumă și dacă, nu știu, de ce nu încearcă să ne înțeleagă și pe noi, pentru că noi suntem oameni care luăm decizii, dar în același timp suntem oameni care răspundem în fața oamenilor. Dacă tu îmi spui o minciună, eu la rândul meu sunt, nu știu, nu purtător de minciuni. Al tău, da. Asta este. Haideți să ne asumăm, haideți să spunem realitățile, haideți să nu ne mai mințim, haideți să nu ne mai luați ca s-au luat ca niște copii care habar nu au venit aici și habar nu au să facă administrație și haideți că îi prostim noi. Nu e chiar așa, pentru că părem niște copii, dar nu mai suntem de mult niște copii. Eu am păr alb în cap și vreau să spun așa că m-am cam călit în primărie și în administrație și nu mai pun botul la orice mi se spune. Pentru că odată ce m-ai mințit, a doua oară mi-e foarte greu să te cred și să mai am încredere în tine. Domnul, ca om, ca persoană, domnul, ca firmă. Vă rog să interveniți. Îmi cer scuze că intervenim. Nicio problemă, chiar vă rog. După cum se vede, într-adevăr, organizarea de șantier este strict responsabilitatea constructorilor.
Dacă e să dăm vina pe, pe situația aceasta, într-adevăr, de disconfort, putem în primul rând să dăm vina pe, pe constructor că organizarea de șantier lasă de dorit. Trebuie spuse indicatoare la fiecare punct critic unde sunt pericole. Trebuie semnalizat foarte bine șantierul unde se intervine, unde se lucrează. Deci organizarea de șantier într-adevăr a lăsat de dorit în unele situații. Deci dacă noi oamenii politici ne asumăm, cum spunea și domnul viceprimar Irimia, niște termene, niște discuții care le avem cu constructorii, ne le asumăm exact cum dumnealor ni le transmit. Noi mai mult de atât nu putem. Putem într-adevăr verifica, pune presiune, avea discuții cu dumnealor și încerca a urgenta un pic lucrurile, dar organizarea de șantier pentru culoarul de mobilitate, într-adevăr, a fost una, spun eu, s-au și suprapus două lucrări. Neconformă, da. Eu am înțeles, s-au suprapus două lucrări. Asta e. Dar totuși, sunt anumite aspecte care te puteau fi altele. Pornind de la semnalizări, pornind de la îngrijirea căii rutiere pe care se circulă. Dom'le, înțeleg, vin acolo niște bazine, da? Fac bazinul. Hai mă să fac să circule acolo, nu tot beton, dar măcar mă uit la două zile și pun ceva acolo. Mă duc, vorbesc, pun ceva, refuz de freză. Eu zilnic sunt sunat de către oameni din oraș. Asta e problema. Prieteni, colegi, oameni care mă cunosc, eu am și telefonul public și îmi spune, domnule, vezi că la aproape de Moldocor este acel șanț care traversează strada chiar în zona unde au sediul Moldocor, care tot timpul sare acel refuz de freză pe triș din șanț și tot timpul trebuie refăcut. La fel este și pe intrare pe privighetori. Este un canal în care se pune pietriș refuz de freză, dar trecând mașinile acolo... Trebuie să ai grijă să fie tot timpul. Adică nu pot... Datoria de cetățean... Pe cetățean nu-l interesează. Absolut. Lucrul ăsta pe șofer nu-l interesează. El plătește asigurare, slavă Domnului, este locuitor al orașului în mare parte, plătește față de ce este, deci pe cetățean nu-l interesează. Și eu ce nu înțeleg, și de asta nu fac niciun mișto, adică chiar nu fac niciun mișto, aștept ca poliția rutieră să-și intre în atribuțiuni atribuțiunile pe care le are vis-a-vis de lucrările care se fac în oraș. Din câte știu eu, are niște atribuțiuni. Aveți și ATOP, Comisia Rutieră la municipiu. Da, Comisia Rutieră. Aștept să văd și eu ce părere are, să-l văd și eu cine-i președinte. Habar n-am. Să iasă președintele Comisiei Rutiere să spună, domne, noi, Comisia, care încasăm lunar, sau nu încasează, numai la ATOP încasează. Nu, la Comisia Rutiere nu se încasează, eu fac parte. Care nu încasăm niciun ban lunar, vă spunem că lucrurile stau așa. Dar lucrurile se văd cum stau. Nu, să vină să ne spună cel care are atribuții și să spună, noi putem interveni unde? Comisia Rutieră nu intervine la... Acum arată o lucrare. Nu, dar poate să vină să spună că Comisia nu se poate circula. Da, absolut. Comisia Rutieră poate să închidă o stradă, poate să deschidă o stradă. Să vină să închidă. Poți să ia decizii. Să vină să închidă. Vedeți, domnul Bălănescu, da. Pentru lipsa unei infrastructuri rutiere, o centură ocolitoare a orașului Piatra Neamț, ar fi ajutat foarte mult la desfășurarea de șantier. Pentru că s-ar fi închis, probabil, traficul și atunci nu mai discutam de acest disconfort în trafic. Fiind un drum circulat, neînchis, constructorul avea obligația, probabil, bănuiesc, nu cunosc exact contractul, dar constructorul avea obligația să mențină într-o stare de trafic optimă. Partea care, pe care, care se circulă. Se circulă, deci este obligație. Nimeni nu vrea autostradă. Corect. Nimeni nu vrea, că toată lumea e cu scaunul la cap să zic, băi, șantier, înțeleg. Bă, dar nici, n-am autocamion ca să circul, nu am ATV din ăla special, nu fac off-road în oraș. Adică, totuși, sunt niște limite care depășim momentul. Haideți să apreciem totuși curajul pe care l-a avut conducerea acestei administrații. Pentru că, haideți să privim înapoi, 6 ani de zile, domnul Chitic ca viceprimar n-a făcut mai nimic, 6 ani ca primar n-a făcut mai nimic. Eu sunt primul care am spus că apreciez. 12 ani s-a stat pe loc. N-am fost de acord cu
pornirea proiectelor în modul în care au fost gândite. Au fost gândite prost, eu nu mă feresc de treaba asta. Dar faptul că se face, faptul că trebuie să fii tâmpit, să spui, băi, nu, a, costurile, se pot discuta. Ideea de a le face pe toate odată, se poate discuta. Absolut. Dar asta e altă poveste. Haide să ne întoarcem, haide să ne întoarcem la dumneavoastră, că de fapt dumneavoastră ți-e roi astăzi. Cum vă vedeți viitorul politic, domnul Minaț? Viitorul meu politic probabil nu se va închide și nu se va termina în urma deciziilor colegilor din domnul Partidul Social. Domnul Irimia a spus, el este în USR, se duce în USR. Dar eu astăzi, deja e mai complicat. Eu astăzi vă pot spune că în urma deciziilor luate în Partidul Social Democrat de a ne retrage sprijinul politic, așteptăm comunicarea dumnealor oficială și probabil în perioada următoare voi avea o decizie cu privire la viitorul meu politic. Decizia este luată, doar că aștept acel comunicat ca să fie și oficial. Nu vă ascund că au fost foarte multe discuții vis-a-vis de viitorul meu politic și deciziile care o să le iau în perioada următoare vor fi probabil asumate, cum a fost și decizia de a participa la Consiliul, la ședința de Consiliu Local. Eu sunt o persoană care mi-asum. Cineva spunea, un prieten vechi, că eu eram în PSD, liberalul din Partidul Social Democrat. Probabil acum o să fie invers, vedem, nu știu cum. O să fiți social-democrat din PNL. Da, pentru că aveam mereu reacție și nu așteptam să ni se impună sau se... Aveam dialog, încercam să avem un dialog constructiv, bineînțeles. Adică nu puteam să asistăm la anumite decizii fără să avem un dialog. Niște păreri. Vă vedeți și în mandatul viitor consilier local? Eu da, îmi doresc să continui pentru că am realizat în tot acest mandat niște lucruri și voi continua ca și viceprimar în perioada următoare, ajutând și punând umărul alături de primarul Andrei Carabelea, care mi-am dat seama că este un om asumat, un tânăr care își dorește binele acestui oraș, un om care a avut curajul, cum spunea și domnul viceprimar, să miște lucrurile. Ați primit atribuțiuni sau încă nu? Încă nu. Încă nu. Pe dumneavoastră vă întreb altfel, veți candida la funcția de primar? Oricum ar fi, voi candida. Deci, oricum ar fi, voi candida. Deci, tot timpul am spus, voi candida. Nu știu cum, chiar credeți-mă. Eu îmi doresc din tot sufletul și sper să candidez din partea Alianței Dreapta Unită. Dar dacă colegii mei nu mă vor accepta, vor considera că am făcut un deficit de imagine atât de mare acestei alianțe, încât să nu mă sprijine la candidatură, cum le-am spus și lor, vă spun dumneavoastră, voi candida. Sigur voi candida. Sunt hotărât să candidez. Am înțeles. Am proiecte începute, am proiecte în derulare, am proiecte, să zic eu, viitoare, care îmi doresc să fie, să se transforme în realitate, iar asta, aceste proiecte sunt acel lucru care mă face dimineața să mă trezesc, să mă duc la muncă. E acel imbold cu care mă trezesc dimineața. Proiectele. Mă știți foarte bine, eu sunt un om care nu vreau să fac carieră politică, nu vreau să fac carieră politică foarte mult timp. Am înțeles, văd sacrificiile pe care nu se văd, sacrificiile mari, multe, care sunt în spatele funcțiilor politice, dar încă mai am, să zic eu, un cuvânt de spus și lucruri de făcut în acest oraș. Mie îmi place orașul, iubesc acest oraș și cât pot, cât mi se dă voie, cât pot, cât mă zbat, voi face să se mai întâmple unele lucruri. Noi asta aveți atribuția acum în primărie? Am toate. Acum că domnul primar este în concediu, dar eu am atribuții. A plecat în concediu domnul primar? Nu este în concediu, este într-o delegație, pardon. Este într-o delegație oficială, plecat în Polonia. În Polonia, deci mâine? Vineri se întoarce. Așa mi s-a spus. Și eu care făceam planul să-l am în emisiune joi ca să discut inclusiv situația... Venim tot noi. Bine, putem dacă mă deleagă. Nu, nu e nicio problemă. Bun, acum, deci veți candida. Acum sunteți viceprimar în echipă cu Andrei Carabelea. În campanie veți fi competitori.
Așa nu este. Zic adversari. Da, nu, competitori, da, foarte bine. Dar eu tot timpul îmi voi duce o campanie, nu voi duce o campanie, să zic eu, de-aia urâtă, josnică, să arăt cât de urât și cât de prost este celălalt contracandidat. Eu voi merge, așa cum am mers și în 2020, pe faptul și cu ideea că eu sunt mai bun decât ceilalți contracandidați. Eu sunt, merg pe construcție, nu pe distrugere. Că așa este foarte simplu să ne găsim scheleți sau puncte slabe. Pentru că ne cunoaștem, ne știm, am împărtășit, nu știu, poate unele chestii, nu secrete, dar lucruri mai sensibile. Niciodată nu voi veni să vă spun, domnule, uitați că domnul, nu știu, Cutare, oricare contează, nu contează. Că e Andrei Carabelea, că este domnul Chitică, este domnul Adrian Niță, care ne cunoaște. Doamna Carmen Nastase. Nu știu, asta nu știam, e nouă. Asta nu din partea PSD. Nu e nouă. Eu știu că, veste, eu știu că există nouă. Un sondaj de opinie, doamna Carmen Năstase va fi probabil... Eu cred că PSD-ul este hotărât. Va fi prima, așa. Acum rămâne să fie găsită și casa de sondaje ca să facă public rezultatul. Am înțeles. Dar din ce știu eu, poate greșesc. Poate doamna Carmen o să vină într-o emisiune și ne explică. Dar am înțeles mie că... nu-mi plac campaniile mult, dar mie nu-mi plac lucrurile astea așa, care sunt mai puțin lipsite de bărbăție și de asumare. Mie îmi place campania aia asumată pe proiecte. Domnule, cine are proiectele cele mai bune sau cine are propunerile de proiecte cele mai bune sau cine are o viziune mai bună asupra orașului, din punctul meu de vedere, acea persoană trebuie să adune mai multe voturi, să primească mai multe voturi. Acum mă întorc la domnul minus domnul. Ce-mi place mie emisiunea asta când sunt doi, că poți să te joci. Să te joci. Domnul Minuț, de-a lungul celor 3 ani și, da, de multe ori, dumneavoastră ați fost portavocea grupului PSD. Exact. Ce rămâne valabil din ce spuneați atunci? Adică, care sunt problemele care, de multe ori, a avut răspuns Carabelea? La totdeauna a avut un răspuns. Deci, practic, nu rămâne mare lucru din ce a fost atunci. Sau faptul că ați sesizat niște probleme, ele au fost rezolvate sau luate în seamă? Au fost parțial rezolvate unele dintre ele. Unele ne-au fost comunicate și urmează să fie implementate în perioada următoare. Eu v-am spus și repet, am apreciat deschiderea primarului Andrei Carabelea. Este un om tânăr și cred că putem face o echipă foarte bună alături de domnul viceprimar Irimia în perioada următoare la buna administrare a primăriei Piatra Neamț. Ați discutat un pic despre atribuții? Cam pe ce zonă v-ați dori să activați? Nu, încă, pentru că a fost perioada foarte scurtă, vine, știți bine, weekend-ul. Unde v-ați dori să fiți? În ce zonă? Nu am preferințe. Eu sunt un om de echipă, un om de teren, cum spunea. Nu îmi place birou și scaunul de birou. Acesta este stilul meu de viață. Am fost un om care a călătorit foarte mult. Îmi place teren, muncă de teren. Dar, indiferent ce atribuții îmi vor fi date de domnul primar Carabelea, mi le voi asuma și voi fi foarte responsabil pentru ele. În acest moment n-am stat să fac calcule. Cam care ar fi numărul de consilieri care sunt în zona aceasta administrativă? Adică avem PNL-ul, da? Avem dumneavoastră și cu domnul Asan? Avem, și dumneavoastră, zic eu că doi. Și toată partea asta de Dreapta Unită este, pentru că și colegii de la PMP sau împreună cu colegii de la PMP. Vedeți, eu tot timpul vorbesc așa, ca de echipă. Eu sunt un om de echipă și eu încă mai sunt în echipă. N-am înțeles PMP-ul unde este coleg. În alianță, cum? Nu avem alianța Dreapta Unită. A, am și... înțeles. Păi da, dacă era alianța Dreapta Unită, atunci ori PMP-ul n-a votat ca în alianța pe Dreapta Unită, ori, că nu mai înțeleg nimic, ei în ședința de Consiliu au votat pentru excluderea Lehăduș, nu? Nu știu, votul a fost secret. Haideți, domne, câți au fost în sală? Ci suntem copii? Au fost 15. 15. Sau... ei sunt 3, da? Da. Păi dacă erau 3, fără votul lor, nu da. Se făcea joaca. Din calculele deci, înseamnă că ar trebui și ei să fie măcar mustrați în cadrul Alianței Dreapta Unită, ca și dumneavoastră. Da, vedeți, măsurile astea sunt așa, pe persoană, nu sunt... pentru unii mumă, pentru unii ciumă. A fost decizia asta a domnului Ilian Bulai. Pentru că
Și eu mă așteptam, ok, m-ai certat pe mine, sunt coleg cu tine, ești președintele, suntem colegi în forumul de conducere județean, dar pe lângă urechile mele ajunge, să zic eu, știrea, care să vedem dacă se confirmă sau nu, că să-l susținem pe domnul Bogdan Gavrilescu, care a votat la fel ca și mine. Chiar pot să spun că eu nu am votat numirea domnului viceprimar. Sper să nu se supere foarte mult pe mine, dar nu am votat. Eu am dat vot împotrivă la alegerea noului viceprimar. Era secret, domnul vot. Dar eu îmi asum, n-am nicio problemă. Adică fără nicio problemă, m-am asumat, am pus pe Facebook, chiar îmi asum cum votez. Deci, practic, dumneavoastră ați respectat într-un fel decizia. Apropo că domnul era în PSD la vremea respectivă și acum teoretic ar fi, dar ați votat pentru schimbarea lui Lehăduș. Am votat schimbarea lui Lehăduș pentru că, v-am zis, a fost un vot strict administrativ. Trebuie stabilitate. De asta e frumoasă politica. Și e frumoasă, dar nu asta e partea frumoasă a politicii, din păcate. Partea frumoasă a politicii este că dacă îți dorești cu adevărat lucruri bune, poți să pui umărul să le faci. Politica este un mecanism și un vehicul care poate să facă mult bine oamenilor dacă se dorește. Bun, ne-am apropiat de fapt suntem pe finalul emisiunii. Nici nu știu. Acum, știți cum e, după toată emisiunea asta în care am aflat atâtea, să vă mai spun, haideți să discutăm, nu mai are rost să discutăm ceva în plus, pentru că lucrurile sunt simple. Domnul Eduard Minuț, în momentul acesta, așteaptă o decizie a partidului scrisă să-i vină, ca să vadă dacă o contestă și cum o contestă și cum, și să vadă după aceea ce o tărăia. El a fost prezentat cumva ca mergând spre zona PNL-ului, unde va fi social-democratul din partid, după ce a fost liberalul din PSD. Dumneavoastră v-ați asumat, vreau să candidez, eu nu vreau să plec din USR. Dacă vă vor da afară, eu nu vă doresc asta, veți găsi o soluție ca să candidați. Deci lucrurile sunt clare din acest punct de vedere. Eu zic că singurul câștig, după toată această treabă, este că va exista o majoritate care să poată să ducă proiecte rapid, cât mai este din timp, pentru o implementare. Sper să nu fie numai proiecte de vânzare de terenuri. Nu, dacă vreți să discutăm și despre chestia asta, nu mai avem timp, dar eu, credeți-mă, am un dosar, mult timp m-am ocupat de patrimoniu. Și am un dosar așa în birou în care, să zic eu, sunt foarte multe cereri de cumpărare de terenuri, dar la prețul teren, corect. Dar prețul este dat de evaluator. Da, aici este problema. Eu nu am de unde să știu dacă evaluatorul greșește intenționat sau neintenționat, este vina lui. Eu nu am de unde să știu, domnul Olănescu, dacă prețul, nu știu, de pe strada Bistriței, metru pătrat este cel care ne l-a spus evaluatorul. De asta este un evaluator anevar care, dacă greșește, își pierde acea licență, acea autorizație. Nu cred că riscă cineva pentru a face, nu știu, mici beneficii cuiva la, nu știu, pe o suprafață de 30 de metri, 38 de metri, 40 de metri. Sunt o groază de terenuri care trebuie vândute, din punctul meu de vedere, bucățele micuțe din oraș, din fața unei case, care, de exemplu, pe strada care merge la Văleni. Acolo au fost terenurile primărie, multe dintre ele. Oamenii și-au construit case, dar în fața are o fâșie de 5 metri pe 7 metri sau 3 metri pe 7 metri, care este în domeniu, este proprietar primăria. Dar acea bucată de teren este împrejmuită cu gard de către persoana care mai la o depărtare de drum și-a făcut o casă. El este proprietar, dar are în față o bucată de teren între proprietatea lui și stradă. Este pe o bucată de teren. A îngrădit-o ilegal. A îngrădit-o ilegal, dar a îngrădit-o ilegal acum 30, 40, 50 de ani când s-au dat pământurile. Care oricum, adică, primăria nu cred că își mai poate face vreo investiție. Am înțeles. Trebuie studiat. Și vă spun eu, acum că am avut patrimoniu foarte simple. Mult, terenurile alea bune s-au dat de mult, domnul Bălănescu, credeți-mă. Nu avem un teren în care să construim, nu avem terenul pe care să facem investiții. Avem PNRR-ul, avem fondurile europene, avem nevoie de terenuri în care să construim, nu știu, pentru persoane cu dizabilități, pentru parcuri. Persoanele creșe, grădinițe, școli, parcuri. Nu avem terenuri. Nu, dar nu avem terenuri, nu avem.
Vă spun, nu, chiar vom nu sunt de acord. Vom continua discuțiile astea. Chiar vom continua, că aici de-abia începem să discutăm lucruri concrete. Poate într-o zi discutăm. Oricând. Eu de 6 ani de zile mă mir cum tot timpul mi se spune nu sunt terenuri și mai apare câte un teren așa din... Da, da, știți cum apare, dar unde apare? Că dacă apare la marginea orașului, unde nu este nimic, nu se poate dezvolta administrativ și din punct de vedere administrativ și în interesul administrației publice locale, acel teren, din punctul meu de vedere, trebuie valorificat. Ori prin închiriere, ori concesiune, ori vânzare. Consiliul local hotărăște cum? De acord cu dumneavoastră, nu trebuie să existe terenuri pe care să nu ai planuri de viitor și care să nu le folosești să-ți aducă venituri la buget. Absolut. De acord cu dumneavoastră. Problema este ce planuri de viitor avem peste 10 ani cu dezvoltarea orașului într-un sistem metropolitan. Dacă nu vom avea acest plan de viitor, să știți că nu este în regulă. Va trebui să gândim o centură ocolitoare. Va trebui să gândim minim un parc mai mare care să ofere cetățenilor din orașul Piatra Neamț aerisire. Da, deci e clar, noi deocamdată nu facem mai uriaș și domnul Bălănescu. Facem cel mai mare parc, vă credeți-mă, va fi cel mai mare, nu știu, loc de joacă sau parc tematic, cred că eu, din zonă. Și cel mai așteptăm să vedem, ne oprim aici. Mulțumesc. Bune. Mulțumim frumos celor de la emisie. Asta a fost emisiunea de astăzi. Sper că măcar câteva lucruri rămân de pe urma ei. Vă doresc cele bune, să ne vedem sănătoși la emisiunile următoare. Numai bine și mulțumim invitațiilor. Mulțumim, la revedere!